ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Procurorul general interimar Dumitru Robu a cerut azi în Parlament ridicarea imunității deputatului socialist Radu Mudreac, care este bănuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Mudreac spune că nu știe despre ce este vorba. Președintele rus Vladimir Putin a ordonat încetarea asaltului asupra uzinei Azovstal din Mariupol, unde se adăpostesc sute de militari ucraineni și civili pentru a proteja viețile soldaților ruși. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău l-a convocat astăzi pe ambasadorul rus Oleg Vasnetsov. Acesta urmează să dea explicații după ce ieri purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe a criticat într-un limbaj inacceptabil decizia de a interzice panglica Sfântul Gheorghe în țara noastră. Rusia încearcă să captureze Donbasul în estul Ucrainei, declanșând ofensiva pe toată linia frontului. Potrivit guvernatorului regional, unitățile militare ruse controlează în prezent 80% din regiunea Lugansk. Șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, dar și Institutul American pentru Studierea Războiului, susțin că Rusia nu a lansat încă o ofensivă de amploare în estul Ucrainei. În Kharkov, Kiev și în Nikolaev continuă atacurile aeriene asupra zonelor locuite. Analizând evenimentele din ultimele zile, experții nu văd o ofensivă masivă. Ca și înainte, există un atac asupra așezărilor individuale. Forțele ruse au capturat parțial două orașe ucrainene cheie din prima linie din est, Rubișnoie și Popasna, însă nu au înregistrat progrese teritoriale majore, arată Institutul pentru Studiul Războiului din Statele Unite în ultima sa evaluare privind invazia Rusiei în Ucraina. În videoclipurile de la Rubișnoie se observă distrugeri semnificative în centrul orașului și în cartierele nordice. Militarii ruși și separatiștii par să se miște liber în Rubișnoie. Aceștia au fost văzuți instalând steaguri rusești și separatiste pe clădirile guvernamentale. În aceste imagini apar câțiva militari ceceni care se laudă că au ucis mai mulți soldați ucraineni în Popasna. Potrivit Nehta, separatiștii din estul Ucrainei ar mai fi pierdut un comandant. Ar fi vorba despre Sergei Agranovici, care ar fi murit în bătăliile din Donetsk. Rusia nu a lansat încă o ofensivă de amploare în estul Ucrainei, confirmă Institutul American pentru Studierea Războiului, spusele șefului Consilierului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Între timp, continuă bombardamentele asupra orașului Nikolaev. O persoană a murit, iar două au fost rănite în urma atacurilor de aseară. Președintele Ucrainei afirmă că se fac eforturi pentru a asigura furnizarea de arme armatei. Наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно. І коли саме нам все це необхідно. Не через тижні, не місяці, а негайно. Саме зараз, коли Росія намагається активізувати свої атаки. Rusia are nevoie de un succes semnificativ în războiul pe care l-a declanșat în Ucraina, înainte de 9 mai, când Moscova sărbătorește ziua victoriei din al doilea război mondial, a transmis Ministerul Britanic al Apărării. Astfel, este de așteptat ca Rusia să forțeze un succes semnificativ înaintea manifestațiilor de ziua victoriei. Acest lucru ar putea afecta amploarea și rapiditatea cu care derulează operațiunile militare în perioada imediat următoare. Партнери дуже швидко були доставлені в нашій країні, це буде набагато швидше. Without Western military support, would Ukraine have been able to successfully defend Kyiv in the way that you did? Я скажу відверто, ні. Între timp, Rusia a respins propunerea înaintată de secretarul general al Organizației Națiunilor Unite de încetarea focului cu ocazia Paștelui Ortodox, care este celebrat în acest sfârșit de săptămână atât în Ucraina cât și în Rusia. Anunțul a fost făcut de reprezentantul Ucrainei la Națiunile Unite.
Președintele Consiliului European, Charles Michel, aflat zilele acestea la Kiev, l-a asigurat pe președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, că Uniunea Europeană va face tot ce stă în putere pentru ca Ucraina să câștige războiul declanșat de Rusia și că agresiunea rusă nu va reuși să divizeze Europa. În urma discuțiilor dintre cei doi oficiali, Zelensky le-a solicitat partenerilor europeni să includă noul pachet de sancțiuni pentru Rusia și un embargo asupra petrolului rusesc. Înainte de a se întâlni cu liderul ucrainean, președintele Consiliului European Charles Michel a mers să viziteze Borodeanca, oraș distrus în urma bombardamentelor armatei ruse. These are atrocities. These are war crimes. It must be punished. It will be punished. They must pay for what they have done. În cadrul conferinței de presă, Charles Michel a declarat că este necesară o presiune sporită asupra regimului rus pentru a pune capăt războiului. În timpul discuțiilor cu președintele Volodymyr Zelensky au fost discutate puncte suplimentare ale propunerilor pentru Consiliul European privind creșterea numărului de sancțiuni asupra Rusiei. You are not alone. We are with you and we'll do everything which is possible in order to support you and to make sure that Ukraine will win the war. La rândul său, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a declarat că al șaselea pachet de sancțiuni pentru Federația Rusă ar trebui aprobat cât mai curând posibil, ceea ce ar priva Rusia de oportunitatea de a finanța în continuare războiul. Вдячні за 5 санкційних пакетів, за вашу роботу, за роботу Євросоюзу, але, на жаль, деякі речі ми вважаємо, що не доведені до кінця цими санкціями і треба їх детальніше розібрати, все ж таки запровадити. Все ж таки трішечки недостатньо, щоб зупинити фінансування цієї війни з боку Російської Федерації. Totodată Zelenski a solicitat că cel de-al șaselea pachet de sancțiuni să includă un embargo energetic complet asupra Rusiei, inclusiv importurile de petrol și gaze. Ми закликаємо до повного енергетичного ембарго, включаючи імпорт нафти і газу. Нафта має точно увійти до шостого пакету, без неї ми вважаємо, що пакет не буде потужним, буде порожнім. Vizita președintelui Consiliului European a urmat după vizita de la Kiev a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a șefului pentru politica externă al Uniunii Europene, Joseph Borrell, și vizita președintelui Parlamentului European, Roberta Metsola. Președintele rus Vladimir Putin a anulat astăzi planurile de asalt a combinatului Azovstal. Decizia a fost luată nu pentru a proteja viețile civililor și a militarilor ucraineni adăpostiți acolo, ci pentru a nu îi supune riscurilor pe soldații ruși. Moscova i-a îndemnat pe toți cei refugiați în uzină să se predea și a dat asigurări că nimeni nu va fi ucis. Ucraina însă nu crede Kremlinul și a propus negocieri pe tema evacuării trupelor și a civililor din portul sud-estic. Prezent la raport în fața președintelui rus, ministrul rus al apărării Sergei Shoigu a spus că Rusia a capturat orașul Mariupol și că a mai rămas doar combinatul siderurgic Azovstal. На сьогодні весь Маріуполь знаходиться під контролем російської армії, народної міліції Донецької народної республіки, а територія заводу Азовсталь, знаходящимися остатками націоналістів, іноземних наймників, надіжно заблокована. Potrivit lui Shoigu, armata rusă ar mai avea nevoie de 3 zile ca să distrugă uzina Azovstal. Președintele Vladimir Putin a ordonat însă militarilor să anuleze planurile de asalt asupra combinatului siderurgic de la Mariupol și nu din cauză că în interior s-ar afla în jur de 2000 de militari ucraineni și aproape 1000 de civili. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Cucerirea oțelăriei ar marca asedierea finală a Mariupolului de către forțele ruse care se află în oraș de la începutul invaziei militare a Ucrainei. Putin garantează că cei care vor părăsi oțelăria vor rămâne în viață și vor fi tratați cu respect. Ucraina însă nu crede în cuvintele acestuia. O parte din civilii captivi de săptămâni întregi în orașul Mariupol a reușit să iasă ieri printr-un coridor umanitar. În combinatul Azovstal ar fi aproximativ 1000 de civili și 500 de soldați ucraineni răniți care trebuie evacuați de urgență.
asistență. Comandantul adjunct al regimentului Azov a cerut ca aceștia să fie evacuați cu asistența unei terțe părți. За підтримки третьої сторони цивільні вийдуть з заводу, ми їх не тримаємо, ми просимо їх випустити. Для того, щоб евакуювати наших поранених та забрати тіла загиблих і поховати їх з почестями на території непідконтрольній Російської Федерації. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că forțele țării nu au suficiente arme serioase și grele pentru a învinge armata rusă în orașul portuar Mariupol. Astfel rămâne doar calea diplomatică. Zelensky a avertizat anterior că eliminarea ultimilor militari ucraineni din Mariupol ar pune capăt oricăror negocieri de pace cu Moscova. Statele Unite au anunțat un nou set de sancțiuni împotriva sute de ruși și entități, inclusiv o bancă comercială din Rusia și o companie de minare a criptomonedelor. Casa Albă anunță că a impus penalizările în speranța că încercările Moscovei de a le ocoli pe cele anterioare vor fi zădărnicite. În replică, Ambasada Federației Ruse de la Washington a declarat că sancțiunile impuse de autoritățile americane devin din ce în ce mai absurde. And you may have seen this, but this morning the Department of Treasury sanctioned Transcapital Bank, a key Russian commercial bank that has offered services to banks globally to evade international sanctions. Trezoreria SUA a impus de asemenea sancțiuni companiei Bitriver, care operează în Rusia în industria de minare a criptomonedelor, cât și împotriva 10 dintre filialele acesteia. Washingtonul a vizat de asemenea o rețea globală de peste 40 de persoane și entități conduse de oligarhul rus Constantin Malofeyev, pe care autoritățile americane l-au acuzat mult timp că este unul dintre principalele surse de finanțare a separatismului rusesc din Crimea. Totodată au fost impuse restricții și în privința vizelor pentru 635 de cetățeni ruși. And the Department of State imposed visa restrictions on more than 600 individuals in response to human rights abuses by Russia and Belarus. Acțiunea îngheață activele din SUA a celor vizați și, în general, interzice americanilor să facă afaceri cu ei. Reacția Ambasadei Federației Ruse în SUA nu a întârziat să apară. Restricții împotriva companiilor noastre pentru presupusele încercări de ocolire a restricțiilor impuse anterior, precum și sancționarea peste 600 de cetățeni ruși pentru suprimarea mass-media independente, activități care amenință integritatea Ucrainei și încălcarea drepturilor omului sunt absurde, se arată în mesajul misiunii diplomatice. Anterior, Washingtonul a impus sancțiuni ce au vizat cea mai mare instituție financiară din Rusia, Sberbank, precum și cea mai mare bancă privată, Alfa Bank. Procurorul general interimar a mers astăzi în Parlament ca să ceară ridicarea imunității deputatului socialist Radu Mudreac. De ce este bănuit acesta, ne spune colega noastră Daniela Andreev, care urmărește ședința legislativului. Daniela, bună ziua! Bună ziua, Iuliana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Potrivit procurorului general interimar, Radu Mudreac este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, suma menționată în tranzacțiile fictive fiind de aproximativ 7 milioane de lei. Dumitru Robu ne-a spus că este vorba despre o cauză penală pornită în 2021, încă atunci când Alexandru Stoianoglu era procuror general, referitor la spălarea banilor de către Mudreac în complicitate cu mai multe persoane. L-am întrebat pe Dumitru Robu dacă sunt și alți deputați vizați în această cauză penală, dar acesta ne-a spus că deocamdată nu ne poate oferi alte informații în acest sens. Totodată, Robu a precizat că acțiunile care îi se incriminează lui Radu Mudreac ar fi avut loc în perioada anilor 2011-2015. L-am întrebat pe procurorul general interimar dacă Mudreac urmează să fie reținut astăzi sau percheziționat în cazul în care rămâne fără imunitate, dar acesta ne-a spus că o decizie în acest sens urmează să fie luată de procurorul de caz. În aceste momente, ședința Parlamentului este în pauză și, deși inițial s-a anunțat că va fi de 30 de minute, au trecut deja mai bine de 2 ore, iar deputații încă nu au revenit în sală. Tot în aceste clipe are loc și ședința Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, unde se examinează cererea venită din partea procurorului general privind ridicarea imunității socialistului Radu Mudreac. Acum câteva minute s-a anunțat o ședință extraordinară a biroului permanent, la care nu se știe deocamdată ce anume se va discuta, dar vom reveni cu detalii de acolo în jurnalele următoare.
Cererea privind ridicarea imunității parlamentare a deputatului socialist Radu Mudreac a fost citită de șeful legislativului Igor Grosu. Se solicită 1. Ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Mudreac Radu. 2. Încuviințarea ridicării imunității parlamentare în vederea reținerii, arestării, aplicării măsurii preventive, arestare preventivă și sau arestare la domiciliu, percheziție și trimiterii cu rechizitoriu în judecată a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Mudreac Radu. Urmărirea penală pe numele deputatului Radu Mudreac a fost pornită ieri prin ordonanța procurorului general interimar Dumitru Robu, a anunțat Igor Grosu. Mudreac este bănuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Mai multe detalii despre dosar nu au fost oferite. Deputatul socialist nu a scos niciun cuvânt în sala plenului, iar în apărare i-a sărit colegul său de partid, Vlad Batrâncea, care a calificat totul ca fiind un show. Felicitări, domnule procuror general interimar. Cu brio și cu succes ați soluționat cele mai rezonanțe din punct de vedere public cauze penale, ați întors miliardele, v-ați clarificat cu bandiții, ați restabilit ordine de drept în Republica Moldova și iată astăzi în situație excepțională veniți după un deputat din opoziție. Cred că este o faptă eroică, este o dovadă a curajului, este o dovadă a profesionalismului înalt. Ați venit să lansați niște jocuri și să destabilizați situația din Republica Moldova. Batrâncea i-a reproșat lui Igor Grosu că a încălcat regulamentul Parlamentului și că cererea ar fi trebuit să fie prezentată la ședința următoare, după care a solicitat o pauză pentru a discuta cu deputații PAS. Mudreac susține că nu știe despre ce dosar este vorba. Dacă cunoaște despre ce este vorba și ce dosar... Prima dată am auzit așa. Și cum calificați acest lucru? Cererea privind ridicarea imunității deputatului socialist a fost transmisă spre examinare Comisiei Juridice Numiri și Imunități, care urmează să prezinte un raport în acest sens. Potrivit codului penal, infracțiunea de care este bănuit Radu Mudreac prevede o pedeapsă cu închisoare de până la 10 ani și o amendă de până la 800.000 de lei. Deputatul Radu Mudreac locuiește într-o casă cu două etaje amplasată în sectorul Buiucani al Capitalei, care ar costa milioane de lei. Potrivit ziarului De Gardă, în declarațiile sale de avere, deputatul a indicat că imobilul ar avea o valoare de aproximativ 100.000 de lei, o sumă mult inferioară costului real. Anterior, ANI a constatat că Mudreac ar fi contractat împrumuturi fictive pentru a-și construi casa. Potrivit ziarului De Gardă, casa lui Radu Mudreac de milioane de lei a fost construită de familia deputatului începând cu anul 2017, pe un teren procurat de alesul poporului cu 35.000 de euro. În declarațiile sale de avere anterioare, deputatul a indicat că locuința ar avea o valoare de peste 900.000 de lei, echivalentul la aproximativ 45.000 de euro. În realitate însă imobilul valorează de cel puțin 5 ori mai mult, scriu jurnaliștii de la ziarul De Gardă. În luna martie anul trecut, inspectorii de integritate au constatat o diferență de 4,5 milioane de lei între averea dobândită și veniturile obținute de către Mudreac și familia acestuia pe parcursul anilor 2014-2016. ANI a mai constatat că Mudreac ar fi contractat împrumuturi fictive pentru a-și construi casa. Totodată, inspectorul a stabilit că toate contractele de împrumut au fost semnate pe o perioadă nedeterminată, datoria urmând a fi restituită doar la cerere, iar până în martie 2021 majoritatea persoanelor nu au solicitat restituirea acelui împrumut. Radu Mudreac a ajuns deputat în 2014 pe listele PSRM. În perioada 2005-2008, Mudreac, medic veterinar de profesie, a fost șef al Serviciului Sanitar Veterinar de Stat al municipiului Chișinău, iar între 2008 și 2010 a fost director general al Agenției Sanitar Veterinare și pentru siguranța produselor de origine animală. Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov, a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău. Se întâmplă după ce Ministerul Rus de Externe a criticat decizia de a interzice panglica Sfântul Gheorghe în țara noastră. Maria Zaharova s-a arătat indignată de declarațiile Maiei Sandu, care a spus că locul unor asemenea simboluri este la gunoiul istoriei. Aceasta a amenințat că Moscova va riposta.
Dat fiind limbajul inacceptabil utilizat în adresa șefei statului din partea reprezentantului oficial al diplomației ruse, Maie a dispus convocarea ambasadorului Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov. Declarațiile Ministerului de Externe de la noi vin după ce ieri purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a venit cu acuzații la adresa Maiei Sandu în urma promulgării legii care interzice purtarea panglicii Sfântul Gheorghe. Промульгация этого акта. В частности, она заявила, что, цитирую, «место подобных символов на свалке истории рядом с другими варварскими символами о разрушении и смерти». И кто говорит-то? Кто это говорит? Кто позволил говорить такие вещи про свалку истории? Кто позволяет себе подобные заявления в адрес символа, за которые люди отдавали жизнь. Вот кто имеет право такое сказать, кто дал сам себе право такое сказать, он, я вас уверяю, сам отправится на вот эти свалки истории, или как там говорили, да, свалки истории рядом с варварскими символами. Недопустимо. Legea privind interzicerea pe teritoriul Republicii Moldova a simbolurilor care propagă războiul, printre care literele V și Z, dar și panglica Sfântul Gheorghe, a fost publicată ieri în Monitorul Oficial. Astfel, persoanele fizice care vor încălca legea s-ar putea alege cu amenzi de până la 9.000 de lei, persoanele juridice cu până la 30.000 de lei, iar funcționarii publici ar putea primi amenzi de până la 18.000 de lei. Prevederile privind interzicerea simbolisticii de război în țara noastră au fost introduse în Codul contravențional săptămâna trecută cu votul final al deputaților PAS. Comuniștii au blocat tribuna Parlamentului și au calificat votul drept rușinos, iar socialiștii au boicotat ședința. Într-o demonstrație de forță la 2 luni de la atacul asupra Ucrainei, rușii au testat o nouă rachetă balistică intercontinentală cu capacitate nucleară. Vladimir Putin a declarat despre aceasta că este cea mai bună din lume și îi va face pe dușmanii Moscovei să se gândească înainte de o amenința. Sub ochii președintelui Vladimir Putin, racheta balistică intercontinentală Sarmat a efectuat primul zbor de test. Este una dintre armele minune anunțate de Putin în 2018 și una dintre cele mai puternice rachete cu încărcătură nucleară din lume. Liderul de la Kremlin a avut un avertisment pentru inamicii Rusiei. Действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз. И заставит задуматься тех, кто в полу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. Pe de altă parte, americanii au declarat că testul era anunțat din timp și că nu există motive de îngrijorare. Evenimentul dedicat rachetei Sarmat în curs de dezvoltare de ani de zile nu a surprins Occidentul, dar a venit într-un moment de tensiune geopolitică extremă. Livrările acestei arme către forțele nucleare ale Rusiei vor începe din toamna acestui an, după ce testele vor fi finalizate. Racheta are o rază de acțiune de 18.000 de kilometri și este echipată cu mai multe focoase, printre care poate fi și una hipersonică. Surse oficiale ruse și mass media spun că o singură lovitură poate distruge o regiune de dimensiunea Marii Britanii. Rusia nu a reușit încă să ocupe niciun oraș important de când a trimis 10.000 de soldați în Ucraina pe 24 februarie. În ajun de Paște, toate drumurile duc la cumpărături. Oamenii se grăbesc să-și umple coșurile cu bunătăți, chiar dacă prețurile produselor alimentare golesc buzunarele cât ai clipit. Конфеты, повидло для того, чтобы печь. Ну и, конечно, отметить Пасху, вино, коньяк, шампанское. Это самый любимый мой праздник. Холодец будем варить. На Пасху? Да, на Пасху. Добавим еще курочку и будем варить холодец. În acest an, coșul minim de cumpărături pentru masa de sărbătoare depășește ușor suma de 1.500 de lei. Ce produse conține acesta, vă spunem imediat în jurnal.
Un depozit din sectorul botanic al capitalei a fost cuprins de flăcări în această dimineață. Focul s-a răspândit rapid, afectând acoperișul clădirii și un serviciu auto în care se aflau câteva mașini. La fața locului au fost antrenate 4 auto speciale de intervenție, iar salvatorii au reușit să potolească flăcările în mai puțin de o oră. Pompierii anunță că nicio persoană nu a avut de suferit, iar cauzele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite. Pompierii au fost anunțați în jurul orei 8 dimineața că un depozit de 600 de metri pătrați din sectorul botanic a fost cuprins de flăcări. În interior era amenajat și un serviciu auto în care se aflau câteva mașini. Pentru ca focul să nu ajungă la ele, pompierii au evacuat 2 automobile. În doar o oră, pompierii au reușit să stingă flăcările și să oprească răspândirea acestora. Focul a reușit însă să afecteze 20% din acoperiș și mai multe bunuri materiale din interiorul depozitului. Marfinul 200 metri pătrați, deci a avut câte metri, dar ieșa foc deschis, flacără deschisă din acoperișul clădirii. S-au mobilizat toate forțele și mijloacele, însă în timp record am reușit să localizăm acest incendiu. Prezintă pericol deoarece dacă se răspândea acest acoperiș putea să ataci clădirile din preajme. Nici o persoană nu a avut de suferit. IGSU a pornit o anchetă pe marginea cazului pentru a stabili de la ce a pornit focul. În acest an, focul Haric ar putea ajunge în Moldova grație unui grup de enoriași aflat în pelerinaj la Ierusalim, potrivit reprezentanților Mitropoliei Moldovei. În același timp și Mitropolia Basarabiei anunță că va aduce Lumina Sfântă în țară, doar că de la Iași, acolo unde aceasta va ajunge cu o aeronavă din Ierusalim. Reprezentanții Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, subordonată canonic Patriarhiei de la Moscova, ne-au spus că în acest an focul Haric ar putea fi adus de un grup de enoriași aflat la Ierusalim, fără prezența unor oficiali. Sunt mai mulți, într-adevăr, enoriași conaționali de-ai noștri care sunt astăzi în Ierusalim, care întreprind un pelerinaj la locurile sfinte și probabil vor fi la acest eveniment o minune care se întâmplă fiecare an. De ce nu? Sunt mai multe variante care încă n-am definitivat acest lucru. Vom putea declara ceva concret mâine sau poimâine. Focul Haric va fi adus la Chișinău înainte de noaptea învierii și de către reprezentanții Mitropoliei Basarabiei. Într-o notă informativă, aceștia au anunțat că Părintele Mitropolit Petru va aduce sâmbătă focul Haric de la aeroportul internațional din Iași, unde acesta va ajunge cu o aeronavă de la Ierusalim. Fețele bisericești sunt invitate la sediul Mitropoliei Basarabiei, începând cu ora 19, pentru a primi focul Haric. Vinic, la noi nu merg nimeni. Merg prezentați la Patriarhia Română, care pe urmă va fi transmis la Iași, după care preoții noștri la Iași o să aducă la Chișinău. Potrivit părintelui consilier cancelar de la Mitropolia Basarabiei, focul Haric a ajuns în Moldova într-un mod similar și în anii precedenți. Anul trecut, Lumina Sfântă a fost adusă de către reprezentanții Mitropoliei Moldovei cu suportul companiei Air Moldova. Paștele Ortodox va fi sărbătorit duminică pe 24 aprilie. 10 de ucraineni refugiați la Ghidighici alături de locuitorii satului s-au pregătit de sărbătorile pascale împreună. Aceștia au copt cozonaci și au vopsit ouă, împărtășind între ei tradițiile și obiceiurile strămoșești. În seara de Paște, toate bucatele gătite la Ghidighici vor ajunge la refugiații din Ucraina cazați la centrul de plasament din sat. Maria Unguru este din Ghidighici și de când se ține minte cu acepâne, cozonaci și pască. Alături de sora sa, femeia le-a dezvăluit ucrainencelor care este rețeta tradițională a familiei sale pentru aceste copturi. Aici batem zahărul cu ouăle și cu ingredientele toate. După aceea adăugăm drojdia. Tot aici în drojdia bătută, adăugăm aici, batem toate la un loc. Și punem un pic de sare. Dacă nu pui sare, nu are gust. Am începem să muiem făina. Lemn tot timpul e gustos, tot e gustos. Și un vin în lemn e gustos și o murătură. Gospodinele din Ucraina au avut și unele întrebări despre rețeta. Puteți să simți limonul, da? Și vina. La rândul lor, femeile din Ucraina au început să facă cozonacul după tradiția lor și
s-a dovedit că rețetele sunt practic identice. Svetlana Litvinova din Herson spune că anul acesta va sărbători Paștele doar cu mama sa la centrul de plasament din Chidighici, unde sunt adăpostite. Это будет что-то новое для нас. Нет, ну есть, чуть-чуть. Но мы надеемся, что это будет вместе, это будет с добром. Галина și Tatiana împreună cu nepoata lor Karina acum o lună au fugit de război din Николаев. В Николаеве месяц прожили в бомбоубежище. Там очень сейчас сложно, очень бои идут большие. Очень плохо там. Очень. Наши остались там. În activități distractive au fost implicați și copiii. Aceștia au colorat ouă și au făcut aplicații. Zăpionec, mama, pomocam. A тебе понравилось? Da. Как ты его красишь? Ложкой. Ложкой? Обволакиваю. Între timp și cozonacii s-au copt, iar femeile i-au scos din cuptor. Evenimentul a fost organizat de Help Age International Moldova, o organizație care se implică activ în susținerea refugiaților. Scopul evenimentului este de a uni două țări, Ucraina și Moldova, de a învăța unii de la alții tradițiile pascale și de a interacționa. În comuna Ghidighici sunt adăpostiți 50 de refugiați ucraineni care sunt cazați într-un centru de plasament din sat. Potrivit Help Age International Moldova, în seara de Paște, toate produsele alimentare gătite astăzi vor fi donate ucrainenilor de acolo. De Paște, moldovenii obișnuiesc să încarce masa de sărbătoare cu tot felul de bucate. Iar pentru a avea un meniu bogat, oamenii își asumă provocarea de a merge la cumpărături. Asta pentru că un coș minim de produse, care conține doar câteva alimente, cum ar fi cozonac, ouă, mezeluri, brânzeturi, verdețuri și o sticlă cu vin, ajunge să coste peste 1500 de lei. Chiar și așa, oamenii își pun la bătaie toate economiile pentru a sărbători cum se cuvine. A venit de dimineață la cumpărături împreună cu fiul său. I-am surprins în timp ce alegeau cozonacul, iar în coș aveau de toate. Ambii spun că Paștele este sărbătoarea lor preferată. Конфеты, повидло для того, чтобы печь. Ну, конечно, отметить Пасху, вино, коньяк, шампанское. Это самый любимый мой праздник. И вот учитывая то, что случилось сейчас, что происходит в мире сейчас, я желаю всем мира здоровья, тепла, радости. Добро. Alegerea cozonacului pentru masa de sărbătoare este o adevărată provocare. De diferite forme și cu tot felul de umpluturi, cozonacii ajung să coste până la 200 de lei bucata. Внучки взяла, это самое удивительное, она какая-то необычная здесь в форме животного, поэтому заинтересовала меня. Din meniul de sărbătoare nu pot lipsi ouăle vopsite. Pentru 10 ouă va trebui să scoatem din buzunare cel puțin 25 de lei. După cozonac și ouă, un alt aliment nelipsit de pe masa de sărbătoare este carnea de miel, din care se gătește tradiționala friptură. În magazine, mielul poate fi cumpărat întreg sau tranșat cu 159 de lei pentru un kilogram. S-apropie sărbătorile, lumea caută carcasa întreagă. Caserolele tot bine se vând, dar lumea preferă acum să iei carcasele întregi. De Paște, multe gospodine fac neapărat piftie. Astfel, picioarele de porc sunt la mare căutare, iar prețul acestora nu depășește 12 lei pentru un kilogram. Coșul minim de cumpărături pentru masa de Paște se completează cu legume proaspete, caș sau brânză de oi, mezeluri, o sticlă cu vin și eventual o față de masă cu imprimeu pascal. Acesta este coșul de cumpărături minime pentru masa de Paște. Aici avem mielul, 30 de ouă, vopsea pentru ouă, cozonacul, o candelă, o sticlă cu vin, fructe și legume, bomboane și biscuiți, o față de masă, un mic cadou. Iar pentru toate am achitat suma de peste 1600 de lei. Duminică, creștinii ortodoxi din toată lumea sărbătoresc Paștele. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!